Alte subiecte. De la cer la pământ și sub apă este programul special pregătit de 1 iunie de Antena 3 CNN pentru copiii din Craiova. Timp de două zile, cei mici pot lua parte aici la o serie de ateliere creative, activități educative și interactive care își vor antrena abilitățile, își vor dezvolta abilitățile artistice, imaginația, gândirea critică și vor putea descoperi știința, de ce nu, cu alți ochi. După succesul de anul trecut, Tabăra de Genii a revenit în bănie în parteneriat cu Primăria Craiova. Loredana Chimoiu, colega mea, este acolo printre copii și de asemenea alături de ea primarul Craiovei și Adrian Ursu. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo. Suntem deja după câteva ore de activități absolut spectaculoase cu copiii aici în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Am desenat, am învățat despre astronomie, am făcut lecții de jurnalism. Exact, și trebuie să spunem că până acum sute de copii deja au interacționat cu noi și au participat la toate activitățile minunate pe care noi le-am pregătit pentru ei și continuă să vină. Vezi ce atmosferă este? Mai ales că astăzi e o zi dublu special aici în Craiova și suntem împreună cu doamna Lia Olguța Vasilescu. Îi spunem la mulți ani pentru Craiova și pentru craioveni. Este ziua orașului astăzi. Așa este, este ziua orașului. Împlinim 548 de ani de la prima atestare documentară. Desigur, orașul Craiova este mult mai vechi, dar atunci a fost prima atestare documentară și astăzi premiem olimpicii, deci pentru că este ziua copilului, evident, nu puteam să ne gândim decât la copii și am făcut un efort cu Consiliul Local, astfel încât să poată să primească o sumă de bani toți cei care au obținut premii naționale și internaționale la concursurile școlare. Și nu sunt puțini. Și nu sunt puțini și nu sunt doar ei, sunt și profesorii îndrumători, pentru că nu e așa, profesorii sunt foarte importanți ca să-i călăuzească în viață și sper din toată inima ca toți acești tineri de geniali să rămână în orașul nostru și mai ales să rămână la Universitatea din Craiova. Un oraș foarte tânăr, am văzut ieșind aici în fața teatrului, atât de multe familii cu copii, freamătă toată piața de aici, toată zona. Confirmă și datele de la recensământ asta? Sau de la înscrierile școlare, de la an la an? De la înscrierile școlare, da. De la an la an populația este în creștere, populația școlară. De fiecare dată ni se cer mai multe imobile pentru sistemul educațional. Din păcate nu și la recensământ, pentru că, din punctul meu de vedere, a fost foarte prost organizat în toată țara, astfel încât nu arată realitatea din teren. Da, eu aș vrea să vorbim puțin și despre copiii extraordinari pe care i-are Craiova și pe care astăzi premiați. 400 de copii vor fi premiați astăzi pentru că au obținut rezultate absolut spectaculoase la concursuri naționale și internaționale, nu? Așa este și să știți că sunt 400 de copii, dar nu sunt 400 de premii, sunt aproape 1000 de premii, pentru că foarte mulți dintre ei sunt dublu medaliați la olimpiadele școlare, adică nu doar la matematică, poate și la fizică sau poate și la engleză. Din această cauză, practic, noi ar trebui să premiem astăzi 1000 de câștigători ai concursurilor, dar vor urca pe scenă doar 400 și ne bucurăm că de la an la an această cifră crește, este mai mare decât a fost anul trecut și sperăm noi să fie mai mică decât cea de anul viitor. Ei bine, noi continuăm activitățile aici la Craiova, împreună cu Primăria Craiova și va fi și mâine o zi spectaculoasă. Și astăzi, după amiază, alte ateliere, alte conferințe, vom învăța și despre teatru, vom învăța și despre cum să salvăm planeta, cum să economisim energie, lucruri foarte importante, așa că noi rămânem aici la Craiova pentru că avem foarte multă treabă, chiar dacă e zi liberă.